Alpinistul este din București și era echipat corespunzător pentru escaladă, dar a urcat în creasta Făgărașului de unul singur. Gestul avea să-l coste viața. De acolo a și căzut aproximativ 400 de metri în gol. Căderea lui a fost sesizată de o femeie care era pe o potecă și a sunat la 112. Imediat acolo au plecat salvamontiștii de la Cota 2000, care, într-adevăr, după un traseu infernal, l-au găsit inconștient. Salvamontiștii reiterează necesitatea ca mașinile lor de intervenție să fie dotate în mod legal cu girofar, altfel nu pot ajunge în timp util la victime. Și pe Transfăgărășan a fost mare aglomerație și în lipsa semnalelor acustice și luminoase, salvatorii montani și-au făcut cu greu loc printre mașini, iar unii șoferi s-au arătat nervoși de faptul că autovehiculul Salvamont Argeș încerca să-i depășească. În urma unui apel primit prin 112 de la o turistă care se afla în creasta Făgărașului, am fost sesizați că cineva cu veleități de alpinist a vrut să urce pe într-un perete neasigurat, ar fi căzut, după cum spune doamna, ca o piatră. Într-adevăr, când au ajuns colegii mei la el, era prezentat multiple fracturi, traumatisme și cerebrale și craniocerebrale și așa mai departe. A fost solicitat elicopter. Elicopterul era în timp ce colegii mei urcau, elicopterul era pe drum, dar din păcate în timpul manevrelor medicale a intrat în stop cardiorespirator și a decedat. Corpul a fost transportat la Piscu Negru pentru cercetările legale, iar colegii mei s-au retras la Cota 2000 Transfăgărășan, unde pe drum și l-a dus către locul intervenției și la întoarcere au avut probleme foarte mari din cauza traficului peste care nu puteau trece din cauza faptului că nu avem girofar. Deci întâmpinăm, mai ales în perioada de vară, întâmpinăm mari probleme cu deplasarea locului intervenției. Sperăm la un moment dat să se facă ceva, pentru că noi, în legea noastră, avem dreptul să avem girofar, dar nu suntem trecuți în codul rutier ca fiind serviciu de urgență. După ce a căzut de la sute de metri în înălțime, bărbatul s-a ales cu multiple răni și traumatisme. Când au văzut că încă mai respira, salvamontiștii au chemat un elicopter care să îl transporte de urgență la spital. I-au acordat primul ajutor, dar a intrat în stop cardiorespirator și a murit. Era momentul în care elicopterul ateriza lângă creastă. Trupul bărbatului a fost dus la Piscu Negru, acolo unde o mașină de la medicina legală a venit să-l preia pentru necropsie. Este clar însă că a murit în urma impactului cu muntele.